Membrii rețelei de proxenețe racolau fete de pe rețelele de socializare, în special de pe Facebook, și după ce se împrieteniau cu ele, le sechestrau și le forțau să se prostitueze. Clienții plăteau pentru o partidă de sex 50 de euro, iar proxeneții sunt de mai mult timp în vizorul polițiștilor de la DIICOT. În această dimineață, polițiștii din cadrul Brigăzii de Crimă Organizată Timișoara au efectuat 3 percheziții pentru restructurarea unei grupări infracționale specializate în trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism. Au fost puse în executare 6 mandate de reducere. În urma descinderilor, 3 suspecți au fost reținuți și duși la audieri. De asemenea, au fost puse în aplicare și mandate de aducere la audieri pentru 3 martori în procesul penal.